Mă gândeam la ce s-a predicat aici, la cuvântul care s-a citit. Domnul ne-a scos din marea de păcat și cum citim în Scriptură, porcul era reprezentat o urăciune, era un animal necurat. Și dacă Domnul a îngăduit ca duhurile alea rele să intre în porc și să fie aruncate în mare, tot așa și în cazul meu, Domnul a făcut ca păcatele mele să fie aruncate în marea uitării. Așa găsim scris în prorocul Mica. Și Domnul nu-și mai aduce aminte de ele. Dacă ar fi să așteptați de la mine cunoștințe muzicale, vreau să vă spun că nu am cunoștințe muzicale. La 17 ani am început să cânt la acordeon, foarte timid. N-am avut profesor, dar Domnul mi-a dat darul de a cânta. Și aș îndemna toți tinerii care poate n-au o posibilitate și să uită la cei care știu să cânte, cereți lui Dumnezeu și Domnul vă dă cu mână largă. Dacă ne-a scos din ținutul Gadarei și ne-a pus pe stâncă, ne-a îmbrăcat, ne-a dat Duhul lui cel Sfânt, haideți să-L slujim cu toată inima. Domnul să ne ajute. Amin. Doarme în corăbioară și furtuna, iată, s-a pornit peste valul mica bar. Căci de demon este stăpân.
ta. Omul vindecat spre Iisus vine, vrea să-i mulțumească pentru tot. Doamne, n-ai